Povestea acestor urse este similară. Majoritatea ajung în captivitate după ce mama lor este omorâtă în timpul partidelor de vânătoare. Sunt mici, sunt pufoși, sunt drăgălași, atunci oamenii, pădurarii sau cei care găsesc, îi iau, îi duc acasă la ei sau închid în spatele unei pensiuni, a unui circ, îi vând. Iar după o perioadă ajungem să aflăm de ei, de la iubitorii de animale, care pur și simplu nu pot suporta această situație și ne sună. Din acel moment noi începem demersurile pentru a confisca ursul. Toți urșii care vin la noi vin cu traume psihice. Unii dintre ei prezintă boli, prezintă și traume fizice, dar ce mai greu de dus, de suportat, sunt traumele psihice. Acestea, practic, niciodată nu se șterg din creierul lor. Sunt urși care au avut nevoie de poate 2 ani, 3 ani de carantină, de traininguri pentru a învăța să se comporte ca un urs normal. Din cauza perioadei lungi de detenție, ei încă trăiesc în acea cușcă imaginară, încă se plimbă pe perimetrul acelei cuști, încă se lovesc de acele garduri imaginare. Sanctuarul Liberty a fost creat în urmă cu 7 ani și a ajuns în prezent cea mai mare rezervație de urși bruni din Europa. Asta e un lucru care ne mândim tocmai pentru că mulți dintre oamenii, dintre iubitorii de animale care ne vizitează, spun că este și cea mai frumoasă din lume. Am reușit acest lucru tocmai pentru că am creat acest sanctuar în cel mai bun loc posibil pentru un urs, în mediul său natural. Este pădurea de stejar. Cel mai bine un urs se poate reabilita în mediul său natural. În momentul în care vin aici, sunt slabi, sunt bolnavi, unii nu au, și-au pierdut chiar și blana de pe ei. Și trec printr-un lung proces de reabilitare ca să ajungă urșii frumoși pe care i-ați văzut aici. Diferența principală dintre o grădină zoologică și un sanctuar este faptul că la sanctuar chiar ne gândim la animale. Principala grijă noastră este ca animalele să fie fericite. În general, administratorii grădinilor zoologice privesc animalele ca pe obiecte de inventar. Tocmai de aceea le lasă să se mulțească. Spațiul nu mai este suficient, tocmai pentru ca animale să nască pui, iar puii reprezintă o atracție pentru vizitatori. Cea mai bună soluție pentru a stopa deținerea urșilor în captivitate este să acționăm la cauză. Tocmai de aceea Asociația Milioane de Prieteni speră ca din primăvară să înceapă o acțiune de castrare a animalelor din grădinile zoologice. O acțiune la nivel național prin care încercăm să diminuăm populația, să încercăm să reducem suprapopularea grădinilor zoologice. Odată ce au primit mâncare din mâna omului, odată ce au fost ținuți după gratii, nu mai pot fi eliberați în pădure. Ei, pentru că sunt foarte inteligenți, au învățat că dacă pot să obțină mâncare mai ușor, nu mai are sens să o caute prin pădure. Tocmai de aceea, Liberty este singura soluție. Este un spațiu în care urșii maltratați și care nu s-au bucurat de libertate o pot face acum până la sfârșitul vieților. Scopul nostru principal, pe lângă cel al bunăstării animalelor, este educația. Asta încercăm noi să facem în principal cu copiii, pentru că copiii sunt viitorii vânători, sunt viitorii oameni de afaceri, sunt poate viitorii luptători pentru protecția mediului și vrem să le arătăm care este diferența dintre un urs ținut în captivitate și un urs care se bucură de libertate. Iar după ce văd toate aceste lucruri, mulți dintre copii nu mai vor să viziteze o grădină zoologică, nu vor să mai meargă la un spectacol de circ. În decurs de 7 ani de zile, Milioane de Prieteni a reușit să salveze 70 de urși. Totuși, lupta nu este încă terminată. Mai există încă în România cazuri de urși deținuți fără acte legale. Sunt cazuri penale. Avem de-a face în județul Arad cu un caz. Este vorba de singura fermă de urși din Europa. Acolo sunt ținuți în spatele gratiilor 7 urși. Ei provin, părinții lor provin de la grădina zoologică din Brașov, pe care a cumpărat în 1992, înainte ca România să adopte Convenția de la Berna.
privind speciile protejate. Un alt caz care a intrat în atenția noastră este vorba de mascota stațiunii Straja din județul Hunedoara. Balu, un urs de 12 ani, este ținut într-o cușcă pentru a fi atracția acelei stațiuni. Vara, acolo sunt tabere de copii, iar în momentul în care copiii vin și văd acel urs, îi dau să mănânce chipsuri, fac glume despre el, se amuză. Sperăm totuși că în acest an, 2013, să fie totuși anul eliberării lor. Sperăm ca să reușim cumva să-i confiscăm și să-i aducem aici să aibă parte de libertate.